Să fii independent este foarte important, dar de multe ori înseamnă pur și simplu că înțelegi cum funcționează dependența și independența în viață. De exemplu, când suntem copii, banii noștri depind de banii de buzunar primiți de la părinți. Banii părinților noștri depind de locul de muncă, la fel cum viteza unei biciclete depinde de biciclist. Pe de altă parte, viteza este independentă de culoarea sa. În general, dacă ești independent de ceva, nu te afectează în niciun fel, iar dacă ești dependent de ceva, te poate afecta când se schimbă situația. Aceste concepte sunt foarte importante în oricare aspect al vieții și al științei. Fizica, astronomia, chimia folosesc aceste concepte de dependență și independență. Și matematica este știința care ajută pe toată lumea să le înțeleagă mai precis, matematica reușește acest lucru cu ajutorul variabilelor dependente și independente. În ecuațiile matematice cunoaștem deja variabilele. Acestea sunt simbolurile, de obicei literele x, y, z, care reprezintă numere ale căror valori se pot schimba. Deci, variază. Variabilele sunt interesante și folositoare pentru că și ele, la rândul lor, pot fi dependente sau independente de alte variabile. Variabilele dependente depind de alte variabile pentru a-și determina valoarea. Variabilele independente nu depind de alte variabile pentru a avea o valoare. Putem spune că o variabilă independentă poate schimba valoarea unei variabile independente. Sunt numeroase variabile independente ce pot schimba valoarea unei variabile independente. Dar nicio altă variabilă nu poate schimba valoarea unei variabile independente. Valoarea unei variabile independente variază complet autonom. Haideți să vedem un exemplu. Ana dă un test cu 25 de întrebări cu alegeri multiple, și câștigă 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. Ce notă obține? Să -o începem prin analizarea enunțului. Avem o constantă, adică o valoare ce nu se schimbă, și două variabile. Constanta este numărul de întrebări cu alegere multiplă, ele fiind 25. Iar variabilele sunt numărul întrebărilor la care a răspuns corect și nota pe care o obține. N. Acum trebuie să ne gândim ce variabilă depinde de cealaltă pentru a-i calcula valoarea. Aceasta ar fi variabila dependentă. Numărul de întrebări cu răspuns corect determină nota sau nota determină numărul de întrebări cu răspuns corect? Cu toții știm că este prima variantă. Numărul de întrebări cu răspuns corect determină nota obținută la test. Asta înseamnă că nota N este variabilă dependentă, iar variabila independentă este numărul de răspunsuri corecte. Acum fii atent! Acest lucru este diferit de faptul că pot afla numărul de răspunsuri corecte dacă primesc nota de la test, știind că fiecare întrebare corectă valorează 4 puncte. Asta nu schimbă faptul că nota de la test este calculată bazându-ne pe numărul de răspunsuri corecte date de Ana. Haideți să vedem un alt exemplu. Ana și fratele ei, Alex, gătesc prăjituri pentru clasa lor: două prăjituri pentru fiecare coleg. Câte prăjituri trebuie să pregătească? Acum avem din nou două variabile și o constantă. Constanta este numărul de prăjituri pe care îl primește fiecare elev, adică două. Iar variabilele sunt numărul de colegi, C, și numărul de prăjituri pe care trebuie să îl pregătească, M. Trebuie să ne gândim care variabilă depinde de cealaltă pentru a-i calcula valoarea. Aceasta este variabila dependentă. Numărul de elevi determină numărul de prăjituri pe care trebuie să le gătească. Sau numărul de prăjituri determină numărul de elevi. Din nou, prima variantă este cea adevărată. Numărul de colegi determină numărul de prăjituri. Asta înseamnă că numărul de prăjituri, N, este variabila dependentă. Din nou, asta nu înseamnă că nu pot afla numărul de elevi cunoscând numărul de prăjituri și faptul că fiecare elev primește două. Asta nu schimbă faptul că numărul de prăjituri pe care l-au pregătit se bazează pe numărul de colegi. Pentru a vedea cum variabila independentă schimbă valoarea variabilei dependente, putem crea o ecuație și să o rezolvăm. Numărul de prăjituri este egal cu dublul numărului de colegi sau n egal 2 ori c. Schimbând valoarea variabilei c, putem afla cum aceasta schimbă valoarea variabilei n. Aici sunt câteva exemple. În cazul C egal 12, obținem N egal 2 ori 12 egal 24. În cazul C egal 20, obținem N egal 2 ori 20 egal 40. Putem crea un grafic care să conțină corespondența conform datelor problemei dintre numărul de colegi și numărul de prăjituri. Pe baza acestor valori putem construi dreapta ce reprezintă dependența funcțională dintre aceste două variabile, cea dependentă fiind reprezentată pe axa OY, iar cea independentă fiind reprezentată pe axa OX. Sau putem folosi un grafic cu bare. Acum să creăm același tip de grafic pentru problema notei Anei. Te așteptăm cu noi tutoriale educaționale. Nu uita, dă de știre colegilor și profesorilor tăi!